Ok, deci salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt 007 Mario și astăzi sunteți alături de mine la un nou episod în care vom face Team of the Season so far predicții pentru Premier League card design-uri. Frumos, am făcut niște card design-uri ca lumea Hâs John și vedem care cum e treaba. Am făcut și pentru rezerve. Le-am pus gen la slide-ul portar, am pus și portarul de rezervă și cam atât. Hai să mergem la treabă. Începem cu portarii. Avem Alisson, portarul care va lua cel mai probabil toți, după ce a luat toți, chiar dacă a fost el accidentat. Eu zic că va primi Team of the Season, pentru că nu prea au fost portari străluciți în Premier League, sincer. 96, brazilian de la Liverpool, goalkeeper Alisson, Becker, 95 diving, 96 reflexing, 91 handling, 69 la speed, 95 la kicking și 94 la positioning. Și Jordan Henderson, nu e Jordan Henderson, ăla e de la Liverpool, e doar Henderson, nu știu cum îl cheamă, de la Sheffield United, un portar care a evoluat foarte, foarte mult, părerea mea, și care cred eu că ar merita acest Team of the Season. Eu am urmărit foarte mult partidele din Premier League și le-am văzut pe acest portar care a evoluat enorm de mult și se va întoarce din vară la City și cred că va fi o variantă pentru postul de portar, chiar dacă e De Gea acolo. Cred că îi va face concurență foarte mare lui David De Gea. 88 la diving, 90 reflexing, 86 la handling, 57 la speed, 85 la kicking și 85 și la positioning pentru tânărul portar englez. Mergem mai departe la left back. N-am găsit left back de rezervă efectiv. Am zis că îl pun doar pe Robertson de la Liverpool, cel care a luat și toti, cei care au luat toti și primești Team of the Season. Părerea mea, eu l-am scăzut un punct din overall pentru că nu vor ajunge clar la nivelul cartului toti. Ok, Robertson 94 pace, 90 dribbling, 73 shooting, 91 la defending, 92 passing și 87 la psychical. Probabil ziceți de ce citesc așa și nu citesc de jos, de sus în jos statisticile, pur și simplu așa vreau eu, de la stânga la dreapta. Cam asta este Robertson, scoțianul de la Liverpool, fundaș stânga. Mergem mai departe la fundașii centrali. Cam ăștia sunt fundașii centrali, cei doi titulari Van Dijk și Maguire și rezerva Soyuncu. Vă explic imediat de ce am ales așa. Van Dijk care 100% va primi. Cred că și Maguire, dacă nu va fi în primul 11, va primi toți rezervă. Dar Maguire a devenit o piesă importantă a lui United. Dacă nu mă înșel, a devenit și capitan acolo, după ce a prins transferul de la Leicester, deci este un jucător foarte interesant. A prins și ceva informuri, cred că două. Mă rog, Bale îl strică pace-ul, dar la acest card ar avea pace decent. Decent. Și începem cu Van Dijk, 98. Nu am cum să-i dau 99 pentru că 99 a avut cardul toti. 87 pace, 78 shooting, 90 passing, 89 la dribbling, 99 defending, 98 psychical. Maguire 71 pace, 82 dribbling, 73 shooting, 94 defending, 81 passing și 96 la psychical. De ce Soyuncu? Și se citește așa, așa se citește corect, Soyuncu, dacă nu mă înșel. Dar din ce am auzit și eu. Deci, acest fundaș, acest tânăr fundaș turc a evoluat foarte, foarte mult acest sezon pentru Leicester. Mi s-a părut unul din jucătorii de bază al lui Leicester. Și o să vedeți, Leicester mai are destui jucători în acest episod. Păi, nu cred, am uitat să fac un car, mă rog, o să zic acolo când ajung la striker. Da, mă rog. 83 pace, 63 shooting, 78 passing, 77 dribbling, 88 defending, 90 psychical.
merge mai departe la fundașul dreapta. Aici am pus 2 fundași, puteam să pun chiar 3, puteam să-l pun și pe Ricardo Pereira, dar nu l-am mai pus. Alexander Arnold, 94, englez de la Liverpool, right back, 91 pace, 84 shooting, 97 passing, 90 dribbling, 91 defending și 85 la psihică. Rezervă, Aaron Wan-Bissaka, incredibil acest fundaș dreapta, a evoluat incredibil de când a venit la Man United. Doar asta pot să zic, a evoluat foarte, foarte bine. 98 pace, 63 shooting, 85 passing, 92 dribbling, 94 la defending și 87 la psychical. Foarte, foarte bun cardul acesta lui Wan-Bissaka. Sau Wan-Bissaka. Și mijlocașii. Avem 3 mijlocași, 2 titulari și o rezervă. Henderson de la Liverpool, care a avut un sezon foarte, de fapt nu foarte bun, a avut un sezon bun. Aici am avut dubii să pun ori Henderson, ori Madison titular. Dar am pus Henderson pentru că este capitanul lui Liverpool, este o legendă acestui club, mă rog, bla bla bla. 78 pace, 84 shooting, 94 passing, 83 dribbling, 91 defending și 89 la psychical. Totuși nu cred că va primi, gen, nu cred că va fi în primul 11 dacă îl bagă pe Henderson, dar cred că va primi toți, pentru că n-au fost foarte mulți mijlocași din Premier League remarcați. Ndidi, un super mijlocaș, a fost foarte remarcat, dar foarte remarcat. O piesă de bază pentru mijlocul lui Leicester alături de Madison. Urmează să vorbim și despre Madison. 84 pace, 80 shooting, 88 passing, 89 dribbling, 96 defending și psychical pentru nigerianul de la Leicester. Și James Madison. Băi, acest jucător a început sezonul foarte bine, după s-a cam stins. Dar cred că va primi toți pentru performanțele avute la început de sezon. Are și o carte headliner și ar arăta foarte bine acest card pe care l-am făcut eu. 90 pace, 93 shooting, 96 passing, 92 dribbling, 53 defending și 72 psychical. Această carte ar fi mai mult de cam, sincer. Dar mergem acum și la cam. De Bruyne și Bruno Fernandes. L-aș fi pus pe Bruno Fernandes dacă avea mai multe meciuri în Premier League, l-aș fi pus în primul 11 în loc de Henderson. Dar e ok și așa. Începem cu De Bruyne, 87 pace, 96 shooting, 99 passing, 95 dribbling, 90 defending și 91 la psihică. Aoleu, am pus cât de mă. Mă rog, greșeala mea e cam. Nu e cât de mă, e cam. Am greșit eu. Aoleu, cam nu cât de mă. Mai fac și eu ceva greșeli. Și așa am făcut cardurile astea ieri noapte. De la 12 noaptea până pe la 2 jumate așa am lucrat. Bruno Fernandes, 94, cam portughez de la Manchester United, iar asta zic de la Sporting. Un super transfer, frate, un super transfer. Și a meritat toți banii și a jucat foarte puține meciuri. 94 pace, 99 shooting, 96 shooting, 99 passing, 97 dribbling, 79 la defending și 90 la psychical. Wow! Wow, cum ar fi acest card. Peste De Bruyne ar fi, părerea mea. Mergem la left wingeri. Sadio Mane, care clar va primi. Ar fi top. De fapt, nu ar fi. Că 100% va fi Mane în Team of the Season. Este top Mane și cardul toti, dar și acest card toți ar fi top, părerea mea. 99 pace, 95 shooting, 90 passing, 96 dribbling, 55 defending, 85 psihică. Alt left winger,
Marcus Rashford. Și acum o să ziceți, Rashford este striker, greșit. În acest sezon Rashford a fost utilizat left winger, iar Martial a fost utilizat striker și asta a fost practic o idee foarte bună pentru că Manchester a jucat destul de ok. Așa. 99 pace, 93 shooting, 85 passing, 96 dribbling, 59 defending și 91 la physical. Cred că dacă ar fi fost, dacă ar avea un right winger acolo mai bun, ar fi top cu Bruno Fernandes acolo în Manchester și dacă ar avea un right winger mai ok, ar fi top, top, top. S-ar lupta la titlu. S-ar... Hai că știu și eu să vorbesc. Ar fi acolo în lupta pentru titlu. Hai că știm și noi să vorbim. Am aproape 17 ani și nu știu să vorbesc. Ești nebun. Mă rog. Mai am eu momente de astea. Și Jack Grealish. Băi, o surpriză uriașă în acest sezon. Jack Grealish. De la Aston Villa. 90, 89 left winger de la Aston Villa englez, 90 pace, 88 shooting, 92 passing, 94 dribbling, 59 defending și 79 la physical. A avut un sezon foarte bun. Părerea mea este că el merită acest Team of the Season. Mergem mai departe la striker. Aici am uitat să-l pun pe Vardy, frate. Mi-am adus aminte când l-am văzut pe Şoyuncu. Mă rog, o să zicem și de Vardy cât cred eu că ar avea. Cred că atacantul titular va fi Aubameyang, frate, pentru că Aubameyang a avut un sezon foarte bun. Foarte, foarte, foarte bun Aubameyang. De asemenea și Aguero, dar Aubameyang are cu un gol mai mult decât Aguero, de asta le-am pus aici. Așa, 99 pace, 95 shooting, 86 la passing, 90 la dribbling, 49 defending și 80 la psychical. Aguero. 92 pace, 97 shooting, 90 passing, 98 dribbling, 46 defending și 84 la psychical. Wow, ce card. Ce card. Minson. Cred că am greșit jocul ăsta. Trebuia să fie pe Battlefield. Sudcoreanul de la Tottenham. Care e în armată acum, cred. 97 pace, 98 shooting, 94 passing, 97 dribbling, 60 defending, și 92 la psihică. Și să zici Jamie Vardy. Eu, sincer, i-aș da un 93-94. I-aș da un 97 pace, 95 shooting, 84 passing, 90, 91 dribbling, 70 defending și 88 psychical. Cam asta ar fi gardul pentru Vardy dacă ar fi Vardy, dar am uitat să-l pun, frate, am fost obosit, am uitat, asta e. Și avem aici wingerii. Mo Salah, care va fi clar în primul 11, 96 right winger egiptean de la Liverpool. Mo Salah poate va avea 95, nu neapărat 96. 99 pace, 94 shooting, 92 passing, 96 dribbling, 55 defending și 86 la psihică. Ar fi o bestie, frate, o bestie. Mo Salah. Dar o bestie ar fi și acest Mahrez incredibil cardului. 95 pace, 93 shooting, 95 passing, 98 dribbling, 50 defending, 71 psychical pentru algerianul de la Man City. O bestie ar fi și acest Adama Traore, 90 right winger spaniol de la Wolverhampton.
Apropo de Wolverhampton, ar fi trebuit să-l pun și pe Jimenez, la striker, dar prea mulți. 99 pace, 88 shooting, 89 passing, 97 dribbling, 50 defending și 95 la psychical. Pentru Adama Traore, un super jucător, l-am pe la headliner. Da, voi băieți, cam asta a fost episodul. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. Eu am fost 007 Mario. Pa!